Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Mă duc cu un băiat de aici, din casă de unde stau, să cumpărăm o mașină, adică să-și cumpere. Eu am pană la BMW. Da. Așa. Da, închide. Vrea omul să-și cumpere un Golf 5, l-a găsit foarte ieftin, nu știu, vrea să se ducă cu el acasă. Și de ce se întâmplă cu mașina mea, frate? Bă, da, ăștia ori tăiat iarba pe aici, a? Și să nu-mi spui că mi-o zgâria mașina în ultimul hal. Uite-te și tu ce oameni. Mamă, mâncați-a și ochii, trebuie să nu-mi aproape la spălătoria. Ăștia au tăiat iarba de pe margine, de pe aceea și mi-o spar mașina. E plină de iarbă, sper să nu fie plină și de zgârieturi și de dimelea. No, gata. Așa. Merge ăsta. Dar n-am adus cablu. Trebuie să-i pun cablul ăsta. Da, deci trebuie cablul de telefon. Ce ciudat arată la Hyundai. Aprins, nu? Nu, că nu-i pus contactul. Ia. Da, merge. Așa. Asta-l folosim ca încărcător pentru telefoane. Ok, oameni buni, haideți că filmăm pe drum. Vedem ce e acolo, ce e cu mașina aia. Mai avem un pic și ajungem la destinație, la mașina. Vreau să văd cum se vede pe camera în tunel. Ce fain, stai? Da. Bă, dar se vede lumina, gata, e și lumina. Bă, dar chiar că numai camere și numai panouri, numai stâlpi, s-a pierdut semnalul. Bă, dar n-am văzut și ăla ăștia, un cireș, un corcobun și un prun, un nuc. La geam? La magazin. Și acum ne întoarcem înapoi, pe autostradă. Virați la dreapta pe St. Mirosingen. Ne bagă pe autostradă. Peste 200 de metri, intrați pe a 73. Ne bagă la voi pe autostradă, acolo ai greșit, la unde zici tu? Acolo ai greșit, frate, unde zici tu? Continuați pe a 73, încă 4 km. Iarăși ne tragem prin tunel. Deci nu era ieșirea aia, știi? Încă 2 km de tunel. Uite camera. Camere, bă, dar plin de camere. Da, că n-am făcut decât 2 minute acum. Bine că văd clădirea, mai bine că și așa zic că ce fain ești, dar n-am apucat să o văd. Eu am crezut că aici ai greșit. Da, 100.
Da, în caz că vă era dor de tunel, mai intrăm o dată în el. Sper să nu ne mai place, care e chiar culmea. Bihor. A, mă gândeam de Bihor. Ce dracu. Băi, am fix și ziceam, zburam pe aceea, că e de România. Bă, noi aproape am ajuns. Numai musulmani pe aici, frate. Dumneavoastră este pe partea dreaptă. A, aici vine el, aici. Oș. Am ajuns, oameni. Bun. La un action. Ce e asta? Action. Numai bine, poate mă duc și eu să văd, poate găsesc chipul meu aici. Spune la la ghidul camera. Bun, am fost, am văzut mașina. Mașina era varză. Mai rău ca s-am sărit din România. Zi tu că tu ai condus. Huligani. Huligani. Erau indieni, indieni, musulmani din aia, Allah Akbar din aia, cu bombe pe chelios cu barbă. Și n-avea plăcuțe pe spate deloc, era fier pe fier și se auzea când puneai frână și... Îi zic la ăla că nu, plăcuțe pe spate nu are deloc, că se aude și zice: nu, nu, că e frâna de mână trasă, e handbrake, știi? Ce, ce-o zici de... Și nu trăgea de 180 de cal. Da, deci nu trăgea, adică na, tu ai condus, nu știu. Așa? Servo era... Servo era dus, nu avea servo. Când s-a venit înapoi, a zis că trăgeai de ea ca la tractor. Lovită, aripa din față. Și ce mai era? Am pus închid geamul și când l-a ridicat a rămas cu butonul în mână. De la mânerul, da. Că avea un preț destul de ok. Dar erau prea multe bube. N-am apucat să primez nimic acolo. Asta merge mai bine mașina. Asta, da, Hyundai-ul merge mai bine ca aia. Trage-mi. Trage-mi, da. Bă, era ok, eram 4 uși, Golf, din ce an era oare? 2005 2005? Așa, 4 uși, 2005 750 de euro, da. Și cred că mai lăsa la din preț de încolo. Într-adevăr, când te-ai dus tu cu mașina, știi, mai scria lui cineva tot așa. Fii atent aici, la... fii atent. Dacă făceai cu Golful ăla, așa era o roată pe acolo, una pe partea aia alta. Da, deci nu, n-am apucat să filmez, da. Din păcate nimic. Hai, ia, ce? Ia, hai, dă-i. Vrei să arăși cu a treia? Nu, las, o dă-i pace, ia. Stai. Nu vrea. Ia direct a doua? Dar nu mai e curbă. Tokyo Drift. Da, e aderență mai. Continuați pe a 73, încă 10 km. Nu, bun, ne întoarcem înapoi acasă, că nu am rezolvat nimic. Data viitoare mergem după alta. Asta e deja a doua mașină pe care cauți să o cumperi și nu n-ai avut, adică n-ai avut noroc. Nu, asta chiar nu a fost ok. E prea multe probleme, prea mult de lucru la ea. Cauciucurile de pe față, mă jur. Deci când le-am văzut, mă, mirosul. Și stânga și dreapta erau sanie, frate. Cauciucurile de pe spate erau bune, însă alea de pe față erau terminate, în ultimul hal. Da, da. Hai, capul meu. În fine, mergem acasă.